Bună seara, stimați spectatori ai televiziunii române. Suntem, am uitat să spun, de fapt, de luni, în Parcul Submarin din Sibiu. Încercăm să vă vestim și toamna liniștită care a venit peste noi. Cuvântul de astăzi este legat de Sfinții Mucenici Achepsima, Iosif și Aitala, precum și de așezarea Sfântului Moașterul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe în Lida, acolo unde sunt protejate până în zilele noastre. Într-un fel sau altul, e legat de aceste personalități ale bisericii din vremea lor și din vremea noastră, pentru că așa spune Epistola către Coloseni, capitolul 1, versetele 24-25. Acum mă bucur de suferințele mele, pentru că pentru voi și împlinesc în trupul meu lipsurile necazurilor lui Hristos, pentru trupul lui, adică biserica, al cărei slujitor m-am făcut potrivit economiei lui Dumnezeu. Să faci din suferințele tale suferințe prin care să îmbogățești biserica. E mare lucru. Poate că ar trebui să învățăm mai des că nu toate ofurile și voaiurile noastre de acasă rămân doar ale noastre, ci trec într-un fel sau altul în visteria aceasta de rezistență a bisericii. De foarte multe ori am întrebat pe oameni și n-au știut să-mi răspundă cum cred ei că se transferă suferința lor în strălucirea de har a Împărăției lui Dumnezeu. O singură bătrână, pe patul de moarte, mi-a spus: cred că Dumnezeu are nevoie din când în când să-și întărească inima văzând că iubim și în suferință. Pentru că a iubi pe Hristos când ți-e bine, când totul decurge conform standardelor și când îți atingi targeturile, e o nimica toată. Pe când atunci când totul pare împotriva ta, când totul te transformă într-un Iov aruncat la marginea lumii, al binecuvânta pe Dumnezeu când ceilalți îl blastemă, este cu adevărat tărie de caracter. Și ce caracter! Cuvântul de întărire este din Ava Nil. Să nu vrei să se facă cele ale tale după cum ți se pare ție, ci după cum îi place lui Dumnezeu, și vei fi netulburat și plăcut lui Dumnezeu în rugăciunea ta. Să ceri, cu alte cuvinte, lui Dumnezeu să se împlinească voia lui în toate acțiunile tale. Știu că e greu, dar nu e imposibil. Ava Nil ne învață să nu ne ținem mintea lipită doar de gândurile noastre și de voința noastră, ci și de darul lui Dumnezeu de a percepe voia lui în multe dintre episoadele vieții noastre. În liniștea aceasta care se așterne odată cu toamna, în așteptarea iernii, într-un fel sau altul, suntem chemați să ne dăruim unii altora pace, liniște, cugetare smerită. Poate reușim să ne odihnim un pic de zgomotul prea mare al lumii din jur și reușim să ne vedem unii pe alții, învățând să ne rugăm unii pentru ceilalți în liniștea desăvârșită a Împărăției lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel, revin, ne învață că se bucură de suferințele sale pentru noi și împlinește în trupul său lipsurile necazurilor lui Hristos. Simte că nu mai este necăjit, dar e bucuros. Mâine este o nouă zi.